În cursul zilei de astăzi, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au organizat o acțiune finalizată cu depistarea și reținerea pentru 24 de ore a 3 persoane, toate din orașul Simeria. Cei 3, 2 în vârstă de 17 ani și unul de 18 ani, sunt bănuiți de comiterea pe raza municipiului Deva a mai multor infracțiuni de furt calificat. În urma probatoriului administrat, polițiștii au stabilit că în perioada 24 septembrie-8 noiembrie, în timpul nopților, cei în cauza au sustras bijuterii din aur, bani, țigări și un ceas din locuința unor persoane din municipiul Deva, dar și mai multe bunuri din autoturismele parcate în reședința de județ. Și chiar au și furat un autovehicul la care proprietarul uitase cheile în contact. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au reușit să identifice și să dispună măsura reținerii pentru 24 de ore față de 3 prezumtivi autori ai mai multor infracțiuni de furt calificat. Aceștia sunt din orașul Simeria, vorbim despre 2 minori în vârstă de 17 ani și un tânăr de 18 ani și au comis furturile pe timp de noapte pe raza municipiului Deva. Vorbim atât de comiterea unor infracțiuni de furt calificat din autoturisme, dar și din locuințe, într-una dintre situații fiind sustras chiar un autoturism. Se pare că aceștia profitau și de faptul că autoturismele respective parcate pe raza municipiului Deva nu erau asigurate corespunzători prin încuierea portierelor, prin urmare sustrăgeau bunurile care erau găsite în interiorul mașinii, vorbind despre sume de bani, dar și parfumuri sau obiecte de valoare. Cei în cauza au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Poliției Municipiului Deva, urmând să fie prezentați magistraților în vederea luării măsurilor legale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor 3 tineri.